Florin Maxim a marcat golul etapei, cel puțin până acum. Șutul său la vincul expediat de la 25 de metri în minutul 77 a dus victoria Farului în deplasare la Buzău. Constanțenii au mai avut o ocazie uriașă în prima repriză când Voiculeț a lovit bara porții apărate de Mincă în minutul 8. Farul a câștigat cu 1-0 la Buzău și vrea să termine campionatul pe locul 9.